Salutare, fraților pirotehnici România cu voi! Astăzi am revenit cu un super, super test, cu un mega, mega test. Dacă mă întrebați pe mine, foarte, foarte interesant. De ce? Pentru că avem șapte fese 3 uri din ani diferiți. Vedem aici sunt șapte bucăți, tot ce am putut să găsesc ca și rămășită și ce am mai găsit eu. Vedeți aici sunt mai multe pachete diferite ca și lot gramaje și așa mai departe și o să vedem și o să testăm o evoluție a fese treilor ca să vedeți și voi evoluția lor în ultimii în ultimii ani și avem șapte bucăți aici, o să le vă prezint fiecare bucată plus gramajul care este inscripționat pe ea și bineînțeles că o să le testăm. Din păcate au fost făcute din ce în ce în, ce în mai rău și în loc să evolueze de la an la an, ele au scăzut atât în calitate cât și în bubuitură. Bun, și vom începe de la dreapta la stânga pentru că așa le-am poziționat. Avem aici FS3-ul 2024, ăsta este un review plus test. Trebuie să urmăriți asta plus că mulți sunteți poate na, copii sau mai tineri și atunci nu știți exact ce FS3-uri erau înainte. Avem aici 2024 FS3-urile, toate bineînțeles importate de FireShow chinezii noștri care le-au făcut, uh, cât gram aș zice că are? 1,8 grame, ok, 1,8 grame, o să vedem testele la fiecare, plus că trebuia să aibă și flamă, ăsta, dar ăsta nu mai are flamă, deci să pierd în ce în ce mai rău. Aici 2023-ul, Vedem 2023, cred că ăsta mai are un pic de flamă față de cel de anul ăsta și ca și gramaj cred că tot așa parcă, uite tot așa 1,8 grame. Okay. Aici avem deja 2022, ăsta sigur are, are flamă. 2022, o să le testăm și asta are 1,5 grame, oricum gramajul ăsta nu e real, deci niciunele n-au ieșit la verificare. 2022, eu. hai să vedem, 2021, eu vi le prezint acum și după aia la teste direct le testăm, o să le pronunț doar numele când voi testa ca să faceți și voi o diferență, da? Deci 2021, 4 grame, deci 4, 4 grame ce să mai zic, asta sigur din nou are și flamă, flama a fost activă destul de ok până anul ăsta, anul ăsta deja s-a pierdut, anul trecut n-a mai fost așa intensă, dar deja aici la 2021, bineînțeles că nici ăsta n-are 4 grame, dar mai erau cât de cât. Hai să scădem sub 2021, avem 2020 ca și FS3, da? 2020, vedem aici anul de producție, certificat european, toate au certificat european, ăsta ce că ar fi avut 3,5 grame, Bineînțeles, toate sunt legale, da? Deci categoria P1, emițătoare de sunet, foarte important să menționăm, sunt legale. Bun. Ăstea cam așa, dar uite aici avem două rarități care sunt, sunt altceva. Avem aici un FS3 din 2019, fix sub 2020, asta sigur era 2019, dar uite la aici, 2019, așa și nu știu gramajul sincer, 3,5 aici. Deci tot așa, 3,5 grame și cel mai adevărat FS3 cu adevărat și nu, no, nu mai găsim din păcate, avem aici un FS3 din 2017. Deci în primul rând calitatea la ăsta ca și ambalaj nu se compară cu niciunul de aici, le bate vorba aia, la fundul gole dă bătaie. 3,3 grame, da? 3,3 grame și flamă cu adevărat, cel puțin ar trebui să aibă, să sperăm că mai funcționează, pentru că sunt acestea și sunt din 2017. Deci vorbim deja că mai au un pic și vorba aia, fac 10 ani aceste petarde. Uitați-vă la calitate pe ambalaj, hârtie, pe fitil, fitil tat, fitil lung, nu cum e. Uitați-vă la FS3 de anul acesta, deci eu nu fac discriminare, nu fac nimic, pur și simplu arăt o evoluție. Fitilul ăsta are 3 cm, 2 cm, 3 cm și, na, și uitați-vă la ăsta. Deci asta este evoluția. Bun, o să vedem la fiecare acum de la anul acesta 2024 în jos până la acesta sunt foarte curios acesta pentru că n-am apucat să îl testez ăsta 2017, să mai mi-ar aduc aminte ce era înainte tati, calitate, flamă adevărată, bubuitură adevărată no. rămâneți alături de mine, sper că apreciați astfel de clip Sper că apreciați că sunteți și voi curioși ca să vedem evoluția FS3-urilor în ultimii ani. Bineînțeles că mi-ar fi plăcut să am și 2018, și 2016, și 2015. Ăstea leam am cu ăstea facem, dar o să vă faceți și voi o idee și o părere. Da? Hai să trecem la test. O să v-am zis, nu mai le prezint, le-am prezentat acum, o să trec direct la an. Zic, 2024, bam, 2023 și așa mai departe. Hai cu like la, la forță, forță, forță. Și începem acest test cu primul FS3 2024. O să vă spun o părere sinceră și sper să auziți și voi cât se poate de bine pe clip și la fel sper să se vadă și flamă dacă are vreunul din ele, da? 2024 trecem la teste descrescător pentru că dacă era o evoluție bună o luam și noi crescător. Dar o luăm descrescător. Hai să vedem. 2024. Zona asta aici se aude destul de bine. Ecoul e destul de bun. Hai să vedem. Cam asta a fost. Flamă 0. 2023. Scădem un an. ce pot să vă zic, deja ăsta a bubuit mai tare hai să vedem următorul 2022 flamă deci cum scădem un an cum e ceva mai bun ăla a avut flamă, tati și s-a văzut eu cel puțin am văzut-o aici mai greu pe filmare acum ziua dar înțelegeți și voi hai să vedem 2021 Altă treabă, altă mâncare de pește. Ia să vedem, flamă tare. Asta a avut iar flamă foarte bună, bubuitura. M -m cred că mai slăbuț ca 2022. Hai să vedem mai departe. 2020, hai să vedem. Asta tată și flamă și bubuitură zdravănă. Urmează 2019, foarte curios de el, și după aia 2017. Hai cu 2019. Flamă. Ia o a rupt în două mă 2019. Băgați like-ul la forță pentru 2017. Hai să vedem, cred că asta are flamă roșie, Astea au avut toate versii. am dat cam aproape un pic. A rupt! A rupt 2017. Asta e evoluția. În jos, din păcate, ăsta a avut flamă roșie, s-a ascuns după o bălărie, dar a rupt. Răsună ecou extraordinar. Like, fraților, sper că v-a plăcut acest test și că ați înțeles și voi cum evoluează treaba. Poate se trezesc chinezii și la anul, în 2025, vine un FS3 cu adevărat demn. V-am salutat pe o ce românia cu voi.